Psalmilor, psalmul 5, de la versetul 1 până la 3. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinele mele, ia aminte la glasul strigătului meu, Regele meu și Dumnezeul meu, către Tine mă rog. Doamne, ascultă-mi glasul dimineața, mă rog, dimineața îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumesc pentru strângerea noastră după masa aceasta. Îți mulțumesc pentru oamenii Tăi și din locul acesta, dar și din Scriptură, din care învățăm, Doamne, cum să Te abordăm pe Tine, cum să ne rugăm, cum să așteptăm răspuns la rugăciune, cum lucrezi Tu. Ajută-ne, Doamne, să Te cunoaștem mai mult și prin lecția și prin predica din seara aceasta. Lucrează la inima noastră prin Duhul Tău cel Sfânt. Poate că unii au nevoie să cunoască mântuirea, au nevoie să cunoască siguranța cerului, poate că alții au nevoie să cunoască primii pași în credință, poate că alții avem nevoie să cunoaștem pașii următori în credință. Niciodată nu știm destule și nu am făcut destule, Doamne, atâta timp cât ne lași Tu viața aceasta, mai ai ceva cu noi de făcut. Ajută-ne, Doamne, să cunoaștem și să înțelegem care este voia Ta. În numele Tău m-am rugat. Amin. Ocupați locurile. Aceasta este o rugăciune asemănătoare cu cea din Psalmul 13. Mai de mult am învățat, dacă mi-aduc bine aminte, din Psalmul 13, acea rugăciune, până când, Doamne, nu-mi răspunzi, până când vei aștepta, și așa mai departe, rugăciunea celui care este în necaz. Aici David este iarăși într-un necaz puțin mai diferit, să zic așa, și David se duce înaintea Domnului cu îndrăzneală și David zice, Doamne, pleacă urechea la cuvintele mele, Doamne, ia aminte la glasul strigătului meu, Doamne, ascultă suspinele mele. Într-un fel foarte personal, din nou, foarte îndrăzneț, din nou, David se află într-o situație complicată și uneori noi ajungem într-o problemă, într-o situație delicată sau complicată a vieții. S-ar putea să avem dușmani mari, s-ar putea să avem pericole mari, s-ar putea să nu știm ce ne aduce ziua de mâine și să fie poate un dezastru și nu știm cum să rezolvăm problema. David se afla într-o situație foarte complicată și delicată. Și Psalmul 3, și Psalmul 4, și Psalmul 5 sunt scriși de David în același context, în aceeași situație. Este vorba despre răzvrătirea fiului său Absalom. Fiul lui David se răzvrătește, David trebuie să fugă de la palat. Nu trebuie, de fapt, soldații și, mă rog, vitejii lui l-au îndemnat să nu fugă. Au spus, dar de ce fugim noi? Că doar nu ne temem de ei. Însă David a simțit că trebuie să plece, să evite acest conflict cu fiul său și, mă rog, a evreilor cu evrei, să zic așa. Și de asemenea David s-a simțit puțin vinovat pentru situația aceasta, fiindcă era puțin vinovat, fiindcă aceasta venea în urma, era o consecință a păcatului lui David cu acea femeie Batșeba. Era una dintre urmările acestui păcat. Și David era din nou fugar. Am învățat despre el, sau poate ați auzit despre el, cum tot a fugit de Saul. Saul vrea să ia viața, deși David trebuia să fie următorul rege, Dumnezeu îl spunsese pe el ca rege prin profetul Samuel, deși Saul era invidios și, deși David era un foarte bun oștean al lui Saul și, mă rog, îl ajuta în împărăție, totuși Saul vrea să ia viața. Și lucrul acela s-a încheiat, fuga aceea s-a încheiat, David a ajuns pe tronul lui Israel, totul era bine în jurul său, însă acum era din nou fugar. De data aceasta era împreună cu vitejii săi, dar era rege, nu mai era un proscris, ca și când a fugit de Saul. Atunci era dat în urmărire ca și proscris, oricine îl vede să raporteze și așa mai departe. De data aceasta, el, ca și rege, era urmărit de fiul său și situația era destul de delicată și era destul de gravă în același timp, fiind într-un fel, așa cum am zis, o consecință a păcatului lui David. Însă, asta nu l-absolvea pe Absalom, de vina lui. Chiar dacă
era o consecință a păcatului lui David, Absalom era vinovat pentru că el era răzbunător și a făcut lucrul acesta ca să se răzbune mai întâi pe fratele său Amnon, care a necinstit-o pe sora sa, și acum pe împăratul David, judecând că nu mai are dreptul să fie pe tron, că s-a discreditat și nu mai are dreptul să fie rege. Deci era o situație complicată, o situație delicată. Și ce face împăratul David? Sigur, pe de o parte avea putere, avea vitejii de partea lui care îl îndemnau. Ce fugim noi de ei? Îi facem praf într-o clipă. Pe de altă parte, simțea acea mustrare în conștiința lui când Nathan a venit la el și a zis, tu ești omul acela. Și l-a confruntat cu păcatul și a zis, Dumnezeu ți-a iertat păcatul, nu vei muri, dar pentru că dușmanii Domnului, ai dat ocazie dușmanilor Domnului să bajocorească numele Domnului, pentru că iată ce se întâmplă când un om al lui Dumnezeu păcătuiește. Dușmanii Domnului bajocoresc numele Domnului, nu? Când un pocăit greșește, păcătuiește, face ceea ce nu trebuie, ce vor zice oamenii din comunitate? Nu? Vor lua în derâdere pocăința. Și i-a spus Nathan, fiindcă ai păcătuit, nu vei muri. Domnul ți-a iertat păcatul, fiindcă David a recunoscut, dar păcatul tău va avea consecințe. Și i-a spus Nathan, exact așa cum ai judecat tu, că omul acela bogat trebuie să dea 4 miei înapoi, sau cum era acolo sentința lui David, tot așa și tu vei plăti cu 4 dintre copiii tăi. Și totuși, ce face David în situația aceasta? În primele două versete, și sigur, vrem să legăm asta despre rugăciune, fiindcă aceasta aici este o rugăciune a lui David. Deci ce face David? În general, se roagă, ceea ce este foarte bine. Într-o situație complicată, mă rog, în orice situație, ați văzut, este bine să ne rugăm și în vremuri bune, rugăciunea Fiului Ascultător, când nu este în strâmtorare, când nu este neîmpărat în necaz, când a împlinit lucrarea Tatălui, este gata să treacă mai departe. Dar mai ales într-o situație din aceasta de necaz, de obicei, dacă nu suntem atenți, noi vom apela la oameni sau vom căuta să ne facem noi o cale de ieșire după modelul oamenilor. Deci, mă, până răspunde Dumnezeu, am nevoie repede de ceva să ies din problema asta. Cum zic oamenii din lume, până ajungi la Dumnezeu, te mănâncă sfinții. Tot timpul am fost uimit. De unde tot scot oamenii lucrurile astea? Că Biblia nu vorbește despre asta. De fapt, este exact invers a ceea ce ne învață Biblia. La Dumnezeu ajungi foarte repede. Dacă îl cunoști, dacă ești mântuit, dacă Duhul lui este în inima ta, Dumnezeu este lângă noi. Amin? Amin. Ajungi foarte repede la Dumnezeu. Da? El este disponibil oricând. Pentru oricine, mai ales pentru copiii lui. Și el așteaptă să venim la el. Deci, sigur, se roagă David. Dar cum se roagă în asemenea moment? În primele două versete aș vrea să vedem îndrăzneala lui David. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Doamne, sunt într-o criză iarăși. Nu am timp prea mult. Doamne, pleacă-ți urechea la cuvintele mele. Ascultă suspinele mele. Ia aminte la glasul strigătului meu, regele meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Iată, David era regele lui Israel. Era o poziție onorabilă în vremea aceea și Dumnezeu îi dăduse, mă rog, o mărturie bună. Și poporul știa că Dumnezeu este cu David. Și totuși el îl numește pe Dumnezeu rege. El este regele regilor. Regele meu și Dumnezeul meu. Nu doar Dumnezeu, dar și rege. Adică regele are un rege. Este o adresare foarte potrivită din partea unui rege către Dumnezeu. De obicei, regii cred că ei sunt Dumnezeu și vor ca toți să se plece la picioarele lor. Ei taie și spânzură. Dar David îl numește regele meu. Totuși, aș vrea să vedem în aceste două versete că David este într-o situație complicată, este într-o criză, dar vine la Dumnezeu cu îndrăzneală. Deși această situație complicată și această criză
în această criză el are o parte destul de însemnată de vină. El vine cu îndrăzneală la Dumnezeu. Nu mulți oameni cred, nu mulți oameni care cred în Dumnezeu și înțeleg cine este Dumnezeu, au această îndrăzneală să pretindă de ceva de la Dumnezeu. Adică tot tu vrei să ceri ceva de la Dumnezeu? Acum? David îl cunoștea pe Dumnezeu. David avea părtășie strânsă cu Dumnezeu. Și ceea ce face el acum nu este o impertinență. Unii oameni religioși ar numi această abordare îndrăzneață și liberă sau foarte deschisă așa, ar numi o impertinență, o brăznicie sau o lipsă de respect. Și această îndrăzneală sfântă a lui David era din cauza relației intime pe care el o avea cu Dumnezeu. Amin? Amin. El umbla cu Dumnezeu. Chiar dacă era păcătos, chiar dacă greșea, dar el umbla cu Dumnezeu. Din momentul în care a plecat de la oile tatălui său, viața lui a fost modelată de Dumnezeu. David n-a ales ca să fie rege. David n-a ales lucrurile acestea. Dumnezeu a ales lucrurile acestea. Au fost puține momente în care David a ales câte ceva și a greșit. A ales pe Bathsheba, a ales ca să meargă la filisteni, să fugă de Saul. Au mai fost câteva momente, dar viața nu și-a făcut-o el. Ci Dumnezeu i-a făcut viața și David avea o relație strânsă cu Dumnezeu. De aceea aceasta era o îndrăzneală sfântă care venea din apropierea lui David de Dumnezeu. Nu era o brăznicie. Sigur, atunci când ai de a face cu cineva care este așa de mare și așa de sfânt, nu ai curajul să te apropii de el, mai ales dacă nu-l cunoști. Dar dacă este tatăl tău, atunci îl abordezi cu îndrăzneală. Atunci îl abordezi cu această intimitate, să zic așa. Atunci când avem poveri mari, rugăciunea noastră este mai fierbinte și mai directă. Și David zice în versetul 3, Doamne, ascultă-mi glasul dimineața. Dimineața îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Ce aștepta David? Aștepta răspunsul. Dar el era rege. Ce face un rege când este atacat? Ce face un rege când are armata cu el? Are viteșii țării cu el? Când aceștia sunt gata de luptă? Un rege știe imediat ce să facă. Dar David zice, nu. Îmi îndrept rugăciunea spre Domnul și aștept. Nu fac ce fac toți regii. Nu fac ce ar face un rege. Nu fac ce ar face lumea. Ci mai întâi, mă rog Domnului. Și aștept. Aștept răspunsul. David zice, aștept pentru că îl cunosc pe Domnul, pentru că știu că El are un plan pentru mine și știu că El vrea să aștept și nu vrea să plec înainte să-mi spună El ce să fac. Amin? David, și mai ales David știa și că trebuie să aștepte. Nu știu dacă înțelegem și acest aspect. David zice, mi-ndrept rugăciunea spre tine și aștept. Știu că uneori tu vrei să așteptăm, fiindcă această așteptare înseamnă credință. Dacă vă amintiți, Saul trebuia să aștepte 7 zile ca să vină Samuel să aducă jertfa. Și a așteptat 7 zile și mai avea doar câteva momente, câteva clipe și n-a mai avut răbdare. Că a văzut că oamenii fug de lângă el, a văzut cum filistenii vin asupra lui și când a venit Samuel a zis, ce ai făcut? Și a spus exact asta. Păi m-am temut. Că o să plecăm la război și nu am adus o jertfă, nu ne-am închinat Domnului. Și Samuel a spus, ai lucrat ca un nebun. Dumnezeu uneori vrea să așteptăm, pentru că această așteptare înseamnă credință. Și dacă vedem că se adună nori în jurul nostru și dacă vedem că nu mai este nicio scăpare și dacă toate lucrurile par pierdute, Dumnezeu vrea să vadă, așteaptă? Așteaptă după mine. Și David spune, îmi îndrept rugăciunea către tine și aștept. Pentru că David îl cunoștea pe Domnul și cunoștea că Domnul vrea să așteptăm și că Domnul îi va răspunde și ne va da răspuns. Și iată punctul 2 este o continuare, într-un fel, încrederea lui David. David era încrezător, de aceea putea să aștepte. De aceea s-a rugat Domnului și de aceea spune și aștept. Îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Cât aștepți, David? Aștept cât este nevoie, până când Domnul îmi va răspunde. Și vedem aici încrederea lui David. În versetul 4
spune că și tu aștept. Și aici dă niște motive. De ce aștept? De ce sunt pentru că sunt încrezător în Domnul. De ce sunt încrezător în Domnul? Pentru că tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu va locui lângă tine. Cei lăutăroși nu vor putea sta înaintea ochilor tăi. Tu urăști pe toți cei care fac răul și pierzi pe cei care, pe cei ce vorbesc minciuni. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. David spune, îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept pentru că te cunosc, te știu. Știu că ție îți place dreptatea. David cunoștea dreptatea lui Dumnezeu. David nu doar că se cunoștea cu Dumnezeu, dar David cunoștea pe Dumnezeu. Știa ce îi place lui Dumnezeu și ce nu îi place. Știa ce va îngădui Dumnezeu și ce nu va îngădui. Și știa ce să aștepte de la Dumnezeu. Absalom era cel care făcea rău. David spune, știu că ești un Dumnezeu drept. Și nu vei... Știu că Absalom este fiul meu, dar știu că nu are nicio șansă. Pentru că el este cel care este nedrept acum, cel care face răul, cel care... tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul și cel rău nu va locui lângă tine. David știa că Absalom nu are nicio șansă, nu are nicio intrare înaintea lui Dumnezeu. Cei lăudăroși, Absalom era cel lăudăros care cu subtilitate, cu înșelăciune, cei care înșală, spune, cei care tu urăști pe toți cei care fac răul, pierzi pe cei care vorbesc minciuni, pe oamenii care varsă sânge și înșală. El a vărsat sângele fratelui său, Amnon, din răzbunare și înșela pe oamenii lui Israel timp de 4 ani de zile, stătea acolo și aștepta, dacă aș fi eu rege, eu v-aș face dreptate, eu aș face așa. Și David spune, știu că tu ești un Dumnezeu drept și că nu vei îngădui niciodată lucrurile acestea. Nu știu cum se va rezolva, dar aștept. Încrederea lui David se baza pe faptul că îl cunoștea pe Dumnezeu. Cunoștea dreptatea lui Dumnezeu. De asemenea, David cunoștea mila lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu milos. Ce să aștepți, David? Oare uiți ce ai făcut cu Batseba? Oare uiți cum l-ai omorât pe Urie, soțul ei, cu sabia dușmanilor? Ce mai aștepți tu? Crezi că mai meriți ceva? Da, David nu a uitat. Știa care este păcatul lui. Dar David cunoștea mila lui Dumnezeu. Asta aștepta el. El nu aștepta că are vreun merit înaintea lui Dumnezeu. Marele rege David. El își cunoștea păcatul. Și el își plânsese păcatul și se pocăise de păcatul său. Dar știa că Dumnezeu are milă. Și asta aștepta David. Mila lui Dumnezeu. David nu era mai bun decât Absalom. Versetul 7 spune, dar. Deci, știu că ești un Dumnezeu drept. Știu că Absalom nu are nicio șansă înaintea ta. Dar. Dar nici eu nu sunt mai bun. Însă eu, prin mila ta cea mare, voi intra în casa ta și mă voi închina cu frică în templul tău cel sfânt. Nu prin meritele mele, ci prin mila ta cea mare. În mila ta cea mare, tu nu vei îngădui ca cel nedrept Absalom să aibă câștig de cauza aici. Și prin mila ta cea mare, nu prin meritul meu, eu știu că voi intra din nou în casa ta și mă voi închina înaintea ta. David nu era mai bun decât Absalom. Pentru că, așa cum am spus, parte din ceea ce se întâmpla era chiar vina lui. Însă David se baza pe mila lui Dumnezeu, pe iertarea lui Dumnezeu. David nu-și făcea singur dreptate. David nu-și făcea singur norocul, cum zic oamenii. Trebuie să-ți faci singur norocul. Adică soare, adică viață. Cam asta încerca Absalom să-și facă. Încerca să-și facă singur. David nu făcea asta. David s-a dat la o parte, a fugit din calea lui Absalom pentru că el se încredea în Dumnezeu care este drept și știa că Absalom nu poate să aibă câștig de cauză și el se încredea în Dumnezeu care este milostiv și pentru că el se pocăise, își recunoscuse păcatul și înțelegea chiar acum că din vina lui se întâmplă aceste lucruri. Dumnezeu care este milostiv va îngădui ca David să intre din nou în casa lui și să închine înaintea lui. Din cauza milei sale. Nu din cauza meritelor lui David. Și apoi David
se încredea în călăuzirea lui Dumnezeu. Și asta aștepta, ca Dumnezeu să-l călăuzească. Minați rugăciunea către tine și aștept. Ce să fac în situația asta delicată? În versetul 8, Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție, din pricina dușmanilor mei, netezește calea sub pașii mei. David avea îndrăzneală să vină la Dumnezeu, pentru că David se încredea în Dumnezeu, îl cunoștea pe Dumnezeu. Nu doar că se cunoșteau, noi ne cunoaștem cu mulți oameni în lumea aceasta, dar asta nu înseamnă că îi cunoaștem pe aceea. David nu doar că se cunoștea cu Dumnezeu, dar îl cunoștea pe Dumnezeu. Știa că este drept, știa ce este plăcut și ce nu este plăcut. Știa că Absalom nu avea nicio șansă să locuiască în Găiești. Știa că Absalom este un mincinos, este un ucigaș, este un înșelător. În același timp era și fiul lui. Și în aceeași timp avea și el parte de vină în tot ceea ce se întâmpla. Dar știa că Dumnezeu este milostiv. De aceea David s-a dat la o parte și aștepta. Aștepta călăuzirea Domnului. Ce să fac? Să scot sabia? Sau să plec capul? Ca și rege, David știa ce să facă. Te uiți la ce fac ceilalți regi, te uiți la ce fac ceilalți oameni. Păi fac și eu tot așa. Dar David nu vrea să facă ce fac ceilalți regi. Pentru că Dumnezeu era rege peste el. Era regele lui. Și David, chiar dacă avea el câteva soluții în situația asta, chiar dacă avea el câteva idei și resurse, oameni cu el și putea să întreprindă câte ceva, nu vrea să facă nimic. Așa cum s-a rugat Moise, Doamne, dacă nu vii Tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm singuri de aici. Și David spune, mă rog și aștept. Aștept călăuzirea Ta, Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută Ție. Fiul lui David, era acum dușmanul lui David. Și știa David cum să se comporte cu un dușman. David era un viteaz în luptă. Dar acum, așa cum am zis, era și vina lui. Pentru că fiul lui se ridicase împotriva sa. Și el strigă către Domnul, netezește-mi calea. Călăuzește-mă pe calea plăcută ție. Doamne, nu mă lăsa să fac ce cred eu că trebuie să fac. Ce să fac cu Absalom, Doamne? Ce să fac cu poporul care este fugar din cauza mea? Absalom este fiul meu. Dacă ar fi după mine, l-aș ierta, aș trece cu vederea. Dar Absalom este un om rău acum. Este un om nedrept. Și din cauza lui, tot poporul trebuie să fugă. Ce să fac? Unde este calea plăcută ție? Unde este lucrul drept care trebuie să-l fac? Absalom merita să moară după dreptatea lui Dumnezeu. Și spune în versetul 9 și 10, căci nu este nimic adevărat în gura lor, vorbește despre dușmanii lui. Și aici, în cazul acesta, este Absalom, care a umplut poporul cu minciuni despre David. Nu este nimic adevărat în gura lor, inima lor este plină de răutate, gâtlejul lor este un mormânt deschis și pe limbă au vorbe lingușitoare, așa cum s-a lingușit el la oamenii din Israel. O, Dumnezeu, le găsește vinovați, lasă-i să cadă prin însăși sfaturile lor, aruncă-i în mulțimea păcatelor lor, căci s-au răsfrătit împotriva mea. Sigur, alături de Absalom s-au alăturat mulți dintre cei care fuseseră de partea lui David. Unii chiar dintre sfătuitorii, cei mai de seamă a lui David. Unii chiar dintre preoții care slujiseră sub David. Și unii chiar dintre vitejii lui David. Ce se fac? Absalom și aceștia meritau să moară. Dar oare ce va face David? Oare va face David lucrul acesta? El însuși cere călăuzire de la Domnul. David se încredea în Domnul. Că Domnul este drept, că Domnul este milostiv și de asemenea că Domnul îl va călăuzi. Și el se roagă, Doamne, aștept. Nu voi pleca, nu voi lua nicio decizie până Tu nu mă călăuzești. Călăuzește-mă pe calea plăcută ție. Este o situație grea, este o situație delicată. Netezește-mi calea sub pașii mei. Arată-mi pe ce cale să merg, spune David. Și apoi al treilea punct, bucuria lui David. Îndrăzneala lui David, încrederea lui David în Domnul și urmează bucuria lui David. Pentru că dacă îl cunoști pe Domnul și dacă te încrezi în el,
va veni mai devreme sau mai târziu și timpul în care vei fi răsplătit sau încrederea ta nu va fi dată de rușine, ci va fi răsplătită și vei avea bucurie. Uneori va fi mai târziu decât vrem noi și acea așteptare ne chinuie și ne face să ne întrebăm oare va mai fi sau nu va mai fi. Bucuria lui David, versetul 11. Dar toți cei ce se cred în tine să se bucure, zice el. Să strige de bucurie în veci pentru că tu îi aperi. Să se bucure în tine toți cei ce iubesc numele tău. Biruința este a Domnului. Să se bucure toți cei ce iubesc numele tău. Indiferent cât de mare este dușmanul, indiferent cât de delicată este situația și criza în care se află. Biruința este întotdeauna a Domnului. Nu este nicio șansă ca el să piardă. Dacă citim în Psalmul 20, versetul 7 și 8, Psalmul 20, versetul 7 și 8, spune așa, unii se bizuie pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne vom aduce aminte de numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei s-au aplecat și au căzut, dar noi ne-am ridicat și rămânem în picioare. Unii se bizuie pe cailor, pe putere, pe influență, alții pe carele lor, unii pe bani, alții pe, mă rog, pe sănătate, alții pe prieteni. Fiecare se bizuie pe ceva, însă noi, spune, ne bizuim pe numele Domnului. Și care este finalul, care este rezultatul? Ei se îndoaie și cad. Nu se mai ridică. Dar noi ne ridicăm de fiecare dată, spune. Nu spune că nu cădem, nu spune că nu ne îndoim, nu spune că nu ajungem în necazuri și în probleme și în lipsuri, dar spune că ne ridicăm de fiecare dată și rămânem iarăși în picioare. Biruința este întotdeauna a Domnului. Așa cum le spunea Pavel Tesalonicenilor și am citit săptămâna trecută, miercuri, despre asta, v-am spus că la aceasta suntem chemați, ca să trecem prin necazuri și în lume vom avea parte de aceste necazuri. Dar biruința este întotdeauna a Domnului. Mai încă ceva. Bătălia este a Domnului. David nu se afla în această luptă cu Absalom din cauza lui, că vroia el și că avea el planuri să cucerească teritorii sau să facă aia sau să facă aia. Sau... Bătălia este a Domnului. Noi trebuie doar să alegem de ce parte suntem. Unii sunt de partea Domnului sau nu sunt de partea Domnului și poartă bătăliile lor pentru lucruri pe care vor ei să le obțină și să le cucerească în viața aceasta. Dar bătălia care are întotdeauna biruință este a Domnului, nu este bătălia mea. Dușmanii lui David nu erau dușmanii lui, ci erau dușmanii Domnului. De aia avea David atâta încredere că Domnul va pedepsi pe cel drept. Pentru că bătălia era a Domnului. De asta i-a spus Domnului Samuel, nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă. Când poporul a cerut un rege și nu mai dorea ca să fie Samuel profet peste ei. Spune, nu tu ești problema, nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă. Bătălia este întotdeauna a Domnului. Și noi trebuie să alegem de care parte suntem. Când David a dat bătălia în mâna Domnului, el putea să se bucure liniștit, căci era sigur că este de partea câștigătoare. De ce mă aflu aici? De ce sunt în criza asta? De ce port lupta asta? De ce am dușmanii ăștia? Din cauza mea? Din cauza a ceea ce am vrut eu să obțin? Din cauza alegerilor mele? Sau pentru că l-am ales pe Domnul? Dacă l-am ales pe Domnul și l-am urmat pe Domnul, orice bătălie, orice problemă, orice conflict, orice dușman pe care l-am, este bătălia Domnului. Și dacă este bătălia Domnului, întotdeauna va câștiga. Amin? Amin. Și atunci poți să te bucuri. Și David se bucura, pentru că biruința este întotdeauna a Domnului, bătălia este a Domnului și Domnul câștigă întotdeauna. Noi trebuie doar să hotărâm de partea cui suntem. Căci Tu binecuvântezi pe cel drept, Doamne, spune versetul 12, și îl înconjori cu bunăvoința Ta ca și cu un scut. De ce parte suntem? La cine strigăm? De unde așteptăm ajutorul? La mila cui stăm? La mila cui stăm? La mila guvernului? La mila politicienilor? La mila banilor? La mila doctorilor? La mila cui stăm? David stătea la mila Domnului. Tu ești un Dumnezeu milostiv. Mă încred în mila Ta.
Amin? Era de partea câștigătoare. Domnul este un scut puternic pentru toți cei ce se încred în El. Niciunul nu va fi dat de rușine. Niciunul nu va fi dat de rușine. Nu-ți va părea rău. Bătălia era a Domnului. Absalom, fără să-și dea seama, poate fără să-și dea seama, se ridicase împotriva cui nu trebuia. El credea ca și un fiu care, mă rog, vede că părinții lui nu sunt perfecți și că ori mai greșit pe aici, pe acolo, și vor ei să facă dreptate și să le arate. Și el vroia să-l înlăture pe David. Gata, destul cu David. A făcut destule greșeli. Dacă mă puneți pe mine, o să fie totul bine. Și poate fără să-și dea seama și pe undeva având dreptate că David greșise și făcuse unele lucruri care nu trebuiau făcute așa, dar fără să-și dea seama, poate Absalom se ridicase împotriva cui nu trebuia. Se ridicase împotriva lui Dumnezeu însuși. Pentru că David era omul lui Dumnezeu. Și de aceea și biruința avea să fie tot a Domnului. Nimeni nu poate câștiga împotriva lui. David se încredea în el, în Domnul, pentru că îl cunoștea. Și spune în versetul 3, și aș vrea să încheiem cu acest gând, Doamne, ascultă-mi glasul dimineața. Dimineața îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Doamne, ascultă-mi cererea. Doamne, ia aminte. Spre Tine îmi îndrept cererile și aștept. Pentru că Te știu. Aștept pentru că Te știu. Am spus că și psalmul 3 și psalmul 4 sunt scriși în aceeași context, în această situație complicată și delicată a războiului dintre David și fiul său Absalom. Și uitați-vă cum se termină și psalmii aceștia. Mântuirea este a Domnului, zice David în psalmul 3, versetul 8. Binecuvântarea să fie peste poporul tău. Din nou, David era încrezător pentru că îl cunoștea pe Domnul. Nu știa exact cum o să se sfârșească asta, dar îl cunoștea pe Domnul. Nu știa exact ce trebuie să facă. Să pune el mâna pe nuia și să-l pedepsească pe Absalom, fiul lui. Și Domnul i-a arătat ce să facă și a făcut lucrurile acestea. Până la urmă, Absalom a fost pedepsit, dar nu a fost mâna lui David. David a stat afară din asta. A fost o cale foarte, mă rog, delicată, care a împlinit și ce trebuia împlinit și nici nu l-a făcut pe David vinovat de lucrul acela. Și eu cred că asta s-a întâmplat și soluția asta a venit din cauza că David a așteptat. Amin. Și din cauza că David s-a rugat și a cerut să-l călăuzească Domnul pe o cale plăcută Domnului. La fel ca și când a vrut să-l omoare pe Nabal, acel om rău și nebun, fără minte. Domnul l-a ferit ca să verse sânge nevinovat și l-a pedepsit și pe omul acela, fără să arunce sângele lui pe David. Și psalmul 4, versetul 8, la fel. Din nou, în aceeași situație, David fugar de fiul lui, el spune, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. David îl știa pe Dumnezeu și de aceea poate să spună lucrurile acestea și să vină cu îndrăzneală înaintea Domnului. Și facă Domnul ca și noi să-L cunoaștem mult din ce în ce mai bine pe Domnul. Amin. Și să avem îndrăzneală și oricât de delicată și complicată și situația, să strigăm înaintea Domnului, să strigăm către El cu îndrăzneală, ca la un tată, dacă suntem copiii Lui, și să așteptăm, să așteptăm, să așteptăm, să așteptăm cât este nevoie. Că știm că El va face dreptate. Nu trebuie să ne temem că se va întâmpla nedreptatea. Că știm că El va face dreptate, știm că El are milă de noi și să așteptăm ca El să ne călăuzească, să ne dea o soluție bună de ieșire din acea problemă. Și putem să ne și bucurăm în timp ce așteptăm. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Putem să ne și culcăm în pace, cum spune aici Psalmul 4. Amin.